Doamnelor și domnilor, astăzi începem la Natură și Aventură o serie de emisiuni mai deosebite. Am trecut de 20 de ani de când facem emisiunea asta. Sute de episoade în diferite părți ale țării. Am hotărât că acum, la mai bine de 20 de ani de când am început-o, să parcurgem niște locuri în care am venit și am filmat acum foarte multă vreme. Așadar, o serie de emisiuni dedicate amintirilor, ce a fost atunci și ce este acum. O să vedem cum s-au transformat locurile. În acest periplu am plecat de unul singur, doar cu Vidra. Prima oprire este pe Valea Gurghiului, lângă Reghin, un loc de păstrăv și lipan drag mie. Trebuie să știți că Valea Gurghiului nu e o vale ușor de pescuit. Nu din cauza că nu ar fi locuri bune sau nu ar fi pește, respectiv păstrăv, ci din cauza că, fiind o vale lungă, cu multă pădure, pe ambii versanți, se exploatează foarte mult lemn și atunci se întâmplă să vii la pescuit și ei când trag lemn, îl trag prin apă, apa se tulbure și nu se mai poate pescui. În general să vine aici duminica, dacă vrei să fii sigur că ai apă limpede și poți pescui. Eu, ca de obicei, caut păstrăvul cu năluci, de data asta cu o linguriță rotativă. O să încep să pescuiesc, cum spuneam, nu vreau să stau mult. Vreau numai să fac un control la apă, să vedem ce mai este pe aici. Aici am făcut niște pescuituri frumoase la lipan și la păstră, mai mult la păstră. Am pescuit aici cu Mircea Todoran, am pescuit și singur cu rezultate foarte bune la păstră. Bună dimineața! Salut! Salut! Celebra vale a Gurghiului. Am auzit în toate părțile țării că este păstră și lipan aici. Este. Mai trebuie să fie omul care să-l prinde. Nu, asta e. Uite, Mircea este omul care îl prinde, este localnic. Frumoasă și curată apa. Da, e frumoasă. E și mai limpede altădată, în dar... alte, dar nu, curată mă refer în alte locuri unde sunt localități. Oamenii au înțeles că trebuie să avem o vale curată și o apă curată. Ce, Mircea, ai prins ceva? Da, da. Păstrăv? Da, e păstrăv, e ceva păstrăv... Păstrăv curcubeu sau... E posibil sau? Să fie... Ui, dar ce mare! Un păstrăv fântânel. Hai să vedem pe spate. Un păstrăv fântânel frumos, așa, cam la 25 de centimetri. Foarte frumos. Te dai drumul? Da. Are un model așa ca și marmura. Du-te, mă, uite că pleacă. Uite, hop, iacă, numai o clipă să-mi ud mâna, ca să-l rănesc. Cum vă spuneam, ăsta este un păstrăv indigen,
păstră buinigen, se apropie de perioada de boiște, nici vorba să ținem. Du-te, mă, fugi, fugi! Uitați, un păstră frumos, cam la 28 de centimetri. L-a înghițit foarte serios, va trebui să nu-l putem elibera, că... Ce facem, îl punem pe mal? Da. Îl dau la Nelu, eventual, da, să țină. Da, nu-l putem elibera, că am o pungă. Adică eu am putea să zicem că le eliberăm, dar am fi ipocrit să spunem că ăsta mai trește. Da. Uite-l! În sfârșit! Nu știu dacă se vede, bănesc că se vede. Am prins unul mic, e adevărat. Micuț, așa, de 14 cm. Evident că dau drumul. Hai, mă! Gata, am cam terminat ce am avut de făcut pe Gurghiu. Ați văzut că este în continuare pește, ce era mai de mult. Este și acum așa chiar mai bine, pentru că râul se populează, asta este clar. Din păcate, să știți că și Gurghiul, asemeni multor râuri din România, n-a scăpat de blestemul MHC-urilor. Na. Avem un MHC sus, undeva la izvoare, poate cel mai bine construit din ce am văzut eu până acum în România, în sensul că scara de păstrăvi este funcțională, asta nu înseamnă că și respectă debitul de servitute, și mai este unul mai jos, o să mă opresc să vi-l arăt, pe Fâncel, un MHC, l-am filmat mai de mult. Iată că am venit și pe Fâncel, așa cum vă spuneam, la microhidrocentrală, este cea care se vede în spatele meu, da? Pentru cei care nu înțeleg cum funcționează o microhidrocentrală, o să vă arăt chiar acum. Râul este captat și trimis, în loc să vină pe fostul lui loc de curgere, este trimis să vină printr-o conductă care învârte un dinam. Aici se aude foarte clar cum lucrează dinamul. La momentul actual, centrala este în funcțiune. Asta iese pe țeavă, asta este furat din râul normal, câțiva kilometri mai sus, se unește aici cu ce rămâne în albie. După cum se vede, volumul luat este mult mai mare decât cel ce vine pe matca normală. No. Acum imaginați-vă că avem o perioadă în care apele sunt la maxim. Suntem la sfârșitul lui mai. Imaginați-vă undeva în august, atunci când apele scad, că ceea ce se fură este de 10 ori ceea ce vine pe țeavă. Bun. N-ar fi niciun fel de problemă dacă MHC-urile, măcar atât, și-ar respecta debitul de servitute. Debitul de servitute este cel pe care trebuie să-l asigură în albea râului, veche albea râului, pentru ca să supraviețuiască viața sălbatică. E bine, în toate cazurile pe care le-am documentat, nu se întâmplă așa, cel puțin în mare parte din an. Am lăsat Valea Gurghiului și am urcat pe defileul Mureșului, locul unde am realizat unul dintre cele mai frumoase, dar și mai triste documentare. Aceasta este zona în care, în urmă cu aproximativ 10 ani, am realizat două documentare substanțiale, două documentare de lungmetraj, despre soarta
unui pește pe cale de dispariție în România, și anume lostrița. Am botezat-o noi atunci Regina Apelor de Munte din România. Mai ca să înțelegeți fenomenul, trebuie să știți că peștele ăsta este atât de mare, el ajunge, poate să depășească în anumite cazuri un metru, are nevoie de volum de apă. Apă de munte, bine oxigenată, și volum de apă. Râul Mureș, atenție, la ora actuală, discutăm despre ceea ce este acum, probabil că ține cele mai multe exemplare de lostriță. Lostrița este cel mai mare, dar și cel mai amenințat pește din apele de munte românești. Specia e periclitată și introdusă pe lista roșie a vietăților pe cale de extinție la nivel mondial. Deși în România lostrița tăia în majoritatea râurilor de munte, în ultimii ani ea a fost văzută din ce în ce mai rar. Căutările m-au dus pe râul Bistrița, locul care se asociază cu legendele lostriței și cu scrierile clasicilor literaturii române. Aici am întâlnit pe ultimii martori care o văzuseră, de la pescar bătrân până la braconier. Situația era dramatică. Nimeni nu mai zărise de ani buni. Specia părea că e dispărută. Documentarea filmului ne-a dus de pe Bistrița în capătul celălalt al țării, în Vâlcea, unde am găsit, păstrat miraculos în viață, un ultim nucleu de reproducători. Era meritul inginerului Cerbu, cel care s-a încăpățânat să le țină în viață. Bucuria descoperirii a fost însă de scurtă durată, fiindcă inundațiile catastrofale din iulie 2014 aveau să radă de pe fața pământului păstrăvăria de la Brădișor și astfel ultima în centru de reproducere al ostrițelor din România. N-aș dori la nimeni să treacă prin ce ați trecut dumneavoastră. După potop au mai rămas doar câteva exemplare, salvate în extremis, care supraviețuiau în regim de avarie. Lostrița era în acel moment o specie aproape dispărută. În urma primului documentar pe care l-am făcut despre lostriță, documentar în care trăgeam serios atenția, trăgeam un semnal de alarmă serios despre situația lostriței din râurile din România, am început să avem niște semnale pe rețelele de socializare. Îmbucurător a fost faptul că am primit multe mesaje în care îmi era semnalată prezența lostriței. Mergem să ne întâlnim cu domnul Huruba, am înțeles că undeva în jurul localității Lunca Bradului. O să-l vedem. Da, ne apropiem. Ajungem la păstrăvăria Gunea. Uite-l și pe domnul Huruba. Sabin Huruba este inginer silvic și se ocupă de vânătoare și pescuit în cadrul locului silvic din Lunca Bradului, județul Mureș. După proiecția filmului documentar, ne-a contactat să ne spună că exemplare de lostriță mai fuseseră semnalate sporadic în anii trecuți pe unii dintre afluenții Mureșului. Mesajul aducea un licăr de speranță, fiindcă însemna că specia nu era încă dispărută în totalitate. Câțiva ani am văzut, într-o singură ieșire, am văzut 6 perechi de lostriță, de diferite mărimi, și tot câte două. Am revenit pe lacul, pe acumularea Brădișor, la domnul Cerbu. Încrâncenarea lui a ținut, practic, această specie în viață. Deși păstrăvăria asta își închidă porțile, astăzi este totuși o zi de sărbătoare, fiindcă e ultima reproducere artificială înainte de relocarea lui. Le faceți tratament sau? Le facem tratament. Acum pregătim totul, vin băieții, acum punem apă, le anesteziem, că nu ne putem lupta cu ele. Le anesteziem și după aceea le luăm, le ducem, le redăm viață. Cred că sunteți fericit, domnul Cerbu. Uite, asta dă bine. Icrele se despart. Da. Acum se face o operație pe care am mai văzut-o. Spălarea icrelor fecundate. Pe care se pun în incubator, se lasă până când ies alevii. După mai multe luni de incertitudini și așteptări, s-a decis ca o parte din lostrițele de la Brădișor să fie relocate în crescătoria de pe râul Gudea, în administrarea domnului Hurub. Am ajuns la păstrăvărie.
Ca să vă dau, uite, au bazine frumoase aici. E mușcat. E mușcat de alți masculi. Asta e. Și am și zis, regina apelor de munte din România. Da, și este. Eu văd că... Eu cred că totuși... Da, vezi ce puternică e, mă, că de-abia poate să țină omul cu minciocul, mă. A fost o oportunitate bună că am reușit să facem rost de la Brădișor de aceste exemplare. Da, norocul... Poate că vom avea noroc. Vă dați seama norocul că s-a îngrijit domnul Cerbu, că dacă nu s-a îngrijit domnul Cerbu, nu mai exista exact, în România. Exact. Nu mai aveam lostriță în captivitate. Extraordinar. Am primit un telefon care ne chema de urgență pe Valea Mureșului. De data asta avem vreme frumoasă, în schimb, veștile pe care le avem nu sunt nici pe departe așa de bune. Să ajungem acolo, ne întâlnim cu domnul Buruba și cu Păstrăvaru. Avem vești proaste. Na. Din cele 15 care le-am adus, numai una singură mai trăiește. Aici o avem parcată. Una singură? Da. Prins o ciupercă și în 3 zile au murit. Da. Uite, și aici, și aici, lângă înotătoarea anală. Uite și aici, se vede. Noi am sperat ca, în urma acestor documentare, cineva să se sesizeze și să ia măsuri pentru ca lostrița să nu dispară din România. E bine, evident, nu s-a întâmplat așa ceva. Ea, în continuare, este periclitată. Există în câteva lacuri de munte în care nu se reproduce. Mai există pe 2-3 râuri din România. Nu o să mai existe multă vreme. De asta, oarecum, sunt trist. Am început periplul ăsta. Uite, pe Gurghiu lucrurile stau bine. Aici lucrurile stau exact cum au stat acum 10 ani. Din ce în ce mai puține lostriță, nu interesează pe nimeni. Poate că, totuși, în al 12-lea ceas, cineva se va trezi și va încerca să o salveze. Dania Petrică. Mă apropiu, imediat ajung. M-am oprit să filmez. Bine, 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 pa. Drumul către Bilbor urmează o vale lungă și îngustă care urcă încetişor către un sat, o comună, Bilbor. Cred că ultima comună din Ardeal. El cred că face parte din județul Harghita. Marchează ultima comună din Ardeal înainte de a trece cumpăna apelor către Moldova. Foarte pitoresc locuri, foarte puțin bătute de turiști, deși merită. Aici în Bilbor am făcut o emisiune care este dedicată civilizației pastorale. E vorba despre stânile de oi și de capre pe care le au aici în Bilbor. Zona ocupația cetățenilor este crescutul animalelor, clar. Du târziu, fata târziu. Și dăm drumul să fugă după masa. Hai, fuga, hai. Fuga, fuga. Frumoase locuri, undeva în spatele meu, în vale, este comuna Bilbor, unde vă spuneam că am filmat ce am filmat. Astăzi am făcut o recapitulare a emisiunilor care de-a lungul timpului ne-au fost foarte dragi, și anume am făcut o incursiune pe Gurghiu, unde am prins foarte bine pe vremuri, am prins și astăzi.
Am urcat pe Valea Mureșului, un subiect mai sensibil, mai trist, și anume existența lostriței în apele din România. După ce am venit pe aici prin Bilbor, unde pe vremuri și acum am întâlnit oameni minunați care păstrează tradițiile și felul de a fi oamenilor de la munte. Bun. Până la urmă, asta ne străduim la emisiunea asta la Natură și Aventură. Să descoperim locuri minunate, oameni ieșiți din comun, tradiții. Despre asta e vorba în emisiunea asta. Până data viitoare, la revedere, ne continuăm periplul, coborând de aici din Ardeal, ne continuăm periplul către Moldova.